Anchetă de amploare în județul Dâmbovița. Asta după ce doi bărbați au fost găsiți împușcați mortal pe un câmp din localitatea Nisipuri de lângă Târgoviște. Unul dintre ei era consilierul UNPR, iar celălalt era angajatul acestuia. Oamenii legii fac cercetări să stabilească dacă cei doi bărbați au fost uciși sau au fost împușcați din greșeală la o partidă de vânătoare. Vor face și percheziții la vânători și vor ridica arme pentru expertize balistice. Un trecător a văzut trupurile neînsuflețite și a alertat de îndată autoritățile. Unul dintre bărbați a fost cat în cap și abdomen, iar celălalt în spate cu o pușcă de vânătoare, relatează gazeta de Dâmbovița. Cei doi oameni aveau 40 de ani și respectiv 49 de ani.